Astăzi demontăm alte mituri alături de noi în Sprijin pentru Sănătate. Olga, bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața și bine ai revenit la noi, Mythbuster, astăzi distrugătorii de mituri. Și anume, care este mitul care vrei să-l demontăm astăzi, Olga? Sunt mai multe mituri legate tot de ciorapii compresivi. Tot la ciorapii compresivi am rămas, dar aflăm lucruri noi. Sunt o grămadă de mituri legate de ciorapii ăștia de genul. Intră clientul în magazin și cere ciorap de o anumită grosime. Da. De exemplu, aș dori o pereche de ciorap medicinali. Perfect. 240 de deni. Asta înseamnă, și acolo să ne faci traducerea. 140 de deni înseamnă practic grosimea firului. Cât la... Da, așa se cere sau nu? E ok formularea? Nu. Ah, am înțeles, perfect. Grosimea firului nu are nicio legătură cu compresia. Compresia este măsurată în milimetri coloană de mercur. Compresie și milimetri coloană de mercur știm că este unitatea de măsură a tensiunii. Da? Deci, practic, acești ciorapi creează o tensiune asupra piciorului, asupra vaselor de sânge, da? Asupra venelor, cum am explicat și cum am și arătat de altfel. Marea problemă este sau mitul, în ce constă mitul, grosimea firului nu are nicio relevanță. Nu are nici o... E ca la ciorapul mai gros că e mai cald sau ceva atât, de genul. Atât, doar atât, dar atât, nu ca și atât. Presiune. Știm și doamnele știu că dacă ciorapii de mătase au anumiți deni, iegării au mai mulți deni. Așa. Pentru că, v-am spus, e grosimea... Deci firului, de acolo se trage până la urmă. Din viața de zi cu zi. Dacă mi-au un ciorap, nu știu de care, nu știu cum, dacă mi-au altfel... Deci, la un kilo, așa să înțelegeți, câte kilograme are firul la un kilometru de fir. Deci, am ce înțeles. Greutate are un kilometru de fir? Dar nu-i relevant, sau cum? Chiar nu este relevant. Dacă vă aduceți aminte, în prima emisiune, pardon, în cea de-a doua, v-am arătat ciorapii aceia care i-a îmbrăcat colega voastră, erau niște ciorapi foarte subțiri, de aceea aveau compresie de 15-20 de milimetri coloană de mercur. Am înțeles. V-am mai adus o pereche de ciorap mai groși, care vi-am arătat culoarea pielii groși, aceia aveau între 12 și 18. Bun, dar... deci formularea e greșită. Ideea este că oamenii au pe undeva gramul ăla de dreptate. Adică tu știi la ce vorrei să se refere, numai că o interpretează greșit. Nu. Dar atunci deci de unde iau? Dar cine le-a spus? Deci sunt mai multe probleme. Primul, se poate întâmpla să le spună vecina. Dar nu medicul, niciun caz. Doi la mână le spun și medicii. Tot asta cu Deni. Da. Înțeles. Le spun și alte cadre medicale. Și nu e corect. Deci nu este corect. V-am spus, aduceți-vă aminte de ciorapii bunicii care aveau la DNA extraordinar de mulți. Cu plasă aveau la DNA. Da, că era... Da. Problema este că nu prea sunt elastici. Am înțeles. Deci, odată, nu se cere așa. Și nici nu e relevant. Deci dacă cere să aibă nu știu câți deni, puteți cere, dar n-are, poate tocmai că nu aveți nevoie de neapărat ciorapul cu denii respectiv. Nu, pot. Măsurătoarea să aibă, este alta. Pot să aibă, deci cu cât au mai mulți deni, cu atâta sunt mai groși. Aia e clar. Problema este că un ciorap de 240 de deni, dacă este să vorbim așa, nu o să-l poți purta vara. Am înțeles. Automat ăla e gros. Oricine are varice și iarna și vara. Și încă vara sunt mai pronunțate. Am înțeles. Deci asta e o problemă. Asta alt este mit. Primul mit. Al doilea mit este ceva de genul: vai, eu nu pot să suport ciorapii compresivi, că mie mi-o opresc sângele. Asta e și ideea a ciorapilor. Nu să-ți oprească sângele. Nu, deci ciorapul compresiv acționează. Ne-ai explicat foarte frumos care este rolul și de ce și până la urmă nu pot să-l opresc, nu pot să-l port că mă oprește sângele? Da. E bun asta, bun. Deci acum... haideți să vă spun la ce se referă omul. Că-l strânge care... prea tare sau ceva. Probabil, clar, îți amorzește piciorul. De strâns, strânge. Însă, în momentul în care iei ciorapul potrivit,
Și în general v-am spus că deci chiar ne luăm acele 20-25 de minute să explicăm la fiecare om în parte. În momentul în care iei ciorapul potrivit, care să nu facă stază unde nu trebuie, adică deci să nu blocheze, să nu facă efectul acela de garou. Deci în momentul în care dai jos ciorapul sau îl tragi mai și jos, nu rămâne urmă. Aia. Deci aia este, aia într-adevăr poate să oprime puțin sângele și așa mai departe. Dar nu oprește sângele. Dar poți să-l simți și ca și o amorțeală în picior? O amorțeală? Dacă e prea strâns? Da, dacă face stază, cum v-am explicat. Da. Dacă nu, nu. Deci dacă nu face stază, chiar dacă e mai strâns, ăsta e rostul lui, până la urmă. Da, ciorapii se dau pe măsurători. Se măsoară gleznă, se măsoară gambă, se măsoară pulpă. Deci se dau pe măsurători. Niciodată nu dăm ciorapii în bătaie de pat joc. Numai așa hai să dăm. Luați că e bine. Nu mergem pe principiu că trebuie marfa vândută. Ea oricum se va vinde. Hai să te întreb altceva. Ce riscă cineva care poartă un ciorap greșit? Și aici nu mă refer fiind mai slab, ci tocmai fiind prea puternic. Prea puternic. Ceea ce spuneai tu, că face stază la un moment dat. Niciodată n-o să facă, să compreseze într-atât de mult încât să-i facă rău. Spuneai de picioarele amorțite. Da. Este una din problemele pentru care oamenii merg la medic. Este una dintre simptomele varicelui sau a trombozei. Amorțire de picioare, umflare, apar tot felul de vase sparte sau se spar foarte ușor sau, eu știu, la o atingere foarte mică, bai vânătăi. Sunt foarte, foarte multe semne. Oboseala aia în picioare, durerea aia de, nu știu cum să vă spun, parcă ai plumb în picioare. Toate astea sunt, aceste simptome, dacă se poartă ciorapul corect. Și pentru asta rog și avem nevoie de sprijinul medicilor și pentru asta ne luăm acele 20-25 de minute pentru fiecare client. Pentru că am putea să facem, le luăm repede măsurătorile, astea chestie de un minut, îi dăm cutia fără altceva. Hai să te întreb tot legat de asta. Dacă cineva poartă ciorap de o vreme și trebuie trecut, mi-a explicat că există mai multe stadii, mai multe feluri, da. Și trece de la sine putere sau se poate să treacă de la sine putere la stadiul următor sau efectiv să ceară ceva, niște ciorap care să strângă mai tare sau trebuie în prealabil neapărat un consult medical? Acum ce vă pot spune este că cei care poartă ciorap compresiv și sunt utilizatori de aceste produse, ei, corpul lor devine un anume barometru. Ei știu exact dacă nu poartă ce li se întâmplă sau dacă au totuși, purtând ciorapii compresivi, acele simptome de care vorbeam sau se reinstalează, sunt două probleme. Fie ciorapul pe care l-au și-a pierdut elasticitatea și ciorapul trebuie schimbat ca periuța de dinți, dar nu cum schimbă românii periuța de dinți. Am înțeles. Deci, da, deci... Am să nu generalizăm, Olga, nu chiar toți românii. Da? Nu, sincer, chiar vedeam un reportaj zilele trecute că românii folosesc cea mai puțină pastă de dinți și cele mai puține periuțe din Europa. Deci dacă la fel schimbăm și ciorapul... Nici cu săpunele nu stăm prea bine. Da, da, se simte în orice mijloc. Acum ai lichid, știi? Da. Din păcate așa este. Fie și-au pierdut elasticitatea, să revenim la oile noastre, fie are nevoie de o compresie mai puternică. Da. De asta vă spun, omul trebuie să fie foarte, foarte atent la ceea ce simte și să dea importanță la simptomele acestea. Și dacă chiar, fiind utilizator de ciorac, să zic, vrea să nu meargă la medic sau ceva, poate să vină să ne explice și care sunt simptomele și atunci noi să încercăm. Mai există vreun mit pe care vrei să-l dezbatem astăzi? Da. Toată lumea vrea ciorapi compresivi până la genunchi. Am impresia că există așa o teamă de a, nu știu dacă o teamă neapărat, un mit din ăsta că dacă e ciorapul mai lung compresiv, ești mai bolnav. Deci cu cât e mai lung ciorapul, cu atâta ești mai bolnav. Logic, știi? Așa e. Dacă te gândești logic. De ce? Pentru că fiecare, nu zici, am numai până, adică tu poți să fie mai afectat piciorul jos, dar omul în mintea lui, cu cât ești mai până aici, vai, dar tu ai varice până aici sus,
E, în mintea omului se pune automat că piciorul este o parte mai mare a piciorului este bolnav. Deci dacă e să o privești pe ansamblu. Dacă se instalează varicea, piciorul este bolnav, punct, nu contează cât de lung. Eu te-am înțeles. Cât de lung e piciorul, știi? Da, e ca și cu aia cu degetul, știi, că m-am lovit la deget, la toate nu, dar mă dor toate nu, numai asta. A, păi bine că nu-i. Stai liniștit, că dacă ți-ai amputat un genunchi mic, le mai pasă la alte, dar dacă deja ți două, exact asta e și cu piciorul. Dacă e până sus, deja e mai grav. Asta e ideea, percepția. Însă doare enorm de tare în momentul în care doar. Cred că ne-am obișnuit deja. În momentul în care explici omului că acel ciorap până la genunchi poate să-i dăuneze, să-i facă mai mult rău decât bine. Am ajuns în situații în care le-am spus oamenilor decât să porți din mai bine, mai bine nu e deloc. Pentru că aveau niște genunchi, deci un genunchi foarte umflat. Da, da, vezi, asta trebuie explicat. Domnule, ciorapul nu este pentru afecțiunea ma tale, nu-i ciorapul ăsta. Dar le explici 20 de minute, o oră, le explici și până la urmă nu vor să înțeleagă și da, bine, dați-mi totuși din aia. Da, păi nu, că asta e cu ideile preconcepute cu care intri pe ușa magazinului și... Câte tipuri de ciorap compresiv sunt? Dacă punem pe fiecare compresie 4 compresii ori până la gleznă, ăia sunt cei mai puțin ceruți și cei mai puțin purtați. Cei mai mici până la gleznă. Deci gleznă, genunchi, coapsă și întregi și monocolanți. 5 ori 4, 20 de tipuri. De tipuri. Și atunci intervin culori. Da. Deci există pe culori fiecare ce vrea să... Grosimi. Da. Există destul de... Așa, da, se mai întâmplă următoarea chestie. Intră omul în magazin. Bună ziua, aveți ciorapi medicali. Cât costă? Da, păi asta e primul lucru, mai ales că omul nu știe exact ce să ceară de cele mai multe ori. Normal că le spunem următoarea chestie, că avem vreo 20-30 de feluri care de din care doriți. Și atunci dați-mi pe cei mai ieftini. Dar nu contează că e bun sau nu. Tu ai văzut în ediția precedentă, am încercat pe Miriam acei ciorapi compresivi. Arată chiar bine. Da, să știi. Miriam sau ciorapi? Ambele. Ciorapi pe Miriam. Și ciorapi, deci, doamnelor și domnilor, dacă o să îmbrăcați acești ciorapi, să arătați cel puțin ca Miriam. Da. În partea de jos. De jos. La gleznă, de la gleznă. Voi la magazin aveți și alte lucruri care te fac să arăți foarte bine și în partea de sus, dar le prezentăm... Despre care o să vorbim în episoadele. E foarte important să îți ții și colana dreaptă și ce aia. Aveți acolo pentru colana. Și atunci o să ne explice, Olga, și ce ne trage colana în... Ce nu îndoaie, să zic este așa. Este o problemă dureroasă când vezi copii de 3-4 ani venind după ham de memorie. Dar cred că asta duce la gândul că părinții lasă acolo în fața televizorului, calculatorului și pa. Da, ai avut cliente, acum trecem de la un altă, ai avut cliente care și-au pus silicone și s-au îndoit de spate, ca să zic așa. Ce crezi că sau nu neapărat silicone, așa le-a dat natura. 100 de kilograme? Da. Ba nu, că e o problemă. Am avut, dar nu de la silicone. Nu, dar există problema. Și din păcate există o tendință ca persoanele care au probleme de genul ăsta nu poartă sutien. Și atunci e mai mare problema. Da. Te îndoi și mai și. Da, pentru că se schimbă centrul de greutate. Ai văzut, bă, că e cu centrul de greutate, colegul. La mine nu știu din asta. Centrul meu de greutate. Că și burta schimbă centrul meu de greutate e aici. Grijă maximă că și băieții au probleme. Apropo de asta, o salutăm pe Ramona de la sală, care ne-a scris că se uită la noi. Ramona, nu știu dacă vine nici astăzi la mișcare. Lasă-l în pace că o să vină la sala de mese. Uite, asta este o problemă pentru care copiii ajung la 3-4 ani cu probleme de spate. Lipsa de mișcare, nu? Lipsa de mișcare. Gândiți-vă, noi la 3-4 ani, nu știu, cel puțin acum vorbesc și eu ca părinții mei, că eu la anii tăi... Da. Așa. Nu știu, eram toată ziua în fața blocului, în spatele blocului, eram sus pe hintă, jos pe hintă, cu mâna ruptă, cu genunchiul spart, cu capul... Da, aveai hinci. Și aveai, bă, ce? Că acum dacă las copilul în fața blocului, vine ăla cu motorul. Nu, acum este ceva de genul, nu lăsăm copilul afară. Nu-l că las. Nu-l este las afară. Polen și face copilul alergie. Da. Nu lăsăm afară că sunt viezi, că bate soarele. Corect. Că, atunci te imunizai. Că
Păi, oricum, toate vitaminele se sintetizează la lumina și căldura soarelui, punct. Deci, în contact cu soarele, în contact cu aerul condiționat din apartament, nu se sintetizează nimic. Noi de la hrană, la stil de viață, la tot, ne-am dus către o chestie așa foarte... Omul viitorului. Da, vezi? Omul viitorului. Care, uite, ajungem să, din păcate... Bă, lasă, nu-l mai chinui pe cuțunica. Să apelăm foarte des la... magazine de genul pe care îl reprezinți tu, să luăm hamuri. Colegul, suntem la final. Știu că îți place să vorbești cu Olga, dar te invit la ea la magazin, că deja trece emisiunea și mai avem un invitat. Unde are Olga magazinul? La parter la Lido. Da. Blocul cu Lido la parter, pe partea cu spital, acolo găsiți tot ceea ce ține de tehnica medicală. Hai că la trei invitații. Și produse profi. Chiar vorbeam cu tatăl meu, atâta mai vreau să spun. El și-a luat un tensiometru, da, de la, de făcut pe vapor. Îți dai seama cum e tensiunea ala și cum e... Ia tensiunea cum vrei. Să-ți mai spun ceva, majoritatea sunt făcute pe vapor. Da. Dar depinde unele, de vapor. Unele sunt făcute pe Titanic. Depinde în ce port stă vaporul. Mircea cel bătrân. Da. În ce port stă vaporul. Da. Mai povestim despre asta săptămâna viitoare. Ce ne-a adus mai viitoare? Să ne și aduci ceva, cred să și vedem. Cred că o să începem să tratăm afecțiunile coloane. Coloane, da, perfect. Dar să și ne aduci niște hamuri să o hămăm pe această tânără domnișoară. Ei stă bine oricum. Cu ham sau fără ham? Publicitate și revenim cu următorii invitați imediat după.